Bună ziua, domnule Stanciu. Iată un eveniment important, aș spune eu, pentru agricultura din România și nu numai până la urmă. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, este un moment important pentru agricultura românească. Este un moment așteptat și un moment necesar acest summit și pot chiar concluziona că este foarte binevenit. Eu sunt prezent în cadrul acestui summit ca și fermier, reprezint firma Sismad Agro. Este parte componentă a cooperativei Braicoop, cooperativa agricolă, cooperativă ce își desfășoară activitatea în județul Brăila, este fiind formată din 56 de fermieri, exploatând împreună 18.000 de hectare. Mai departe, Braicoop, împreună cu alte 28 de cooperative, am hotărât și am înființat în România o cooperativă de gradul 3, se cheamă Vegetal România Integrat. Exploatăm împreună 110.000 de hectare pe raza întregii țări. Suntem la summit pentru că aici ne întâlnim cu parteneri, aici ne întâlnim cu colegi, aici purtăm dialoguri, schimburi de idei, de opinii și plecăm cu alte informații. Apropo, rămânem puțin în această zonă a Uniunii Fermierilor. Domnule Stanciu, și vă întreb, care sunt avantajele cooperativelor dumneavoastră? Avantajele cooperativelor? Pot să spun avantajele mele ca fermier în cadrul unei cooperative, în cadrul cooperativei Braicoop. Avantajul nostru și rolul cooperativei este acela de a aproviziona ferma cu tot ceea ce este necesar la momentul oportun și la prețurile corecte. Totodată, ca și cooperativă, avem ca misiune să desfășurăm, să vindem, să desfacem producția finală. În cazul nostru, fiind o cooperativă de cereale, de cultură mare, cu părere de rău și regret vă spun că vindem cereale. Deci, ceea ce nu sunt de acord, nu-mi place, aș vrea să schimb și, sincer, vom căuta împreună, mai bine zis, metode și alternative ca să nu ne mai vindem producția finită, ci să o integrăm și să o comercializăm într-un produs finit.